și bine v-am găsit la un nou videoclip. E bine, acesta cred că este un videoclip puțin mai așteptat sau nu neapărat așteptat. E bine, astăzi, fraților, vom face greșeli în pe balans, piesa mea cu Madalina Sala acum câteva zile, care la momentul filmării astăzi, 16 august, este 3 in trending și vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru suportul acordat la piesă. Astăzi totodată este și ziua lui Madalina, cred că voi vedeți videoclipul acesta pe 17 august sau mai târziu, dar este ziua lui Madalina. Vreau să văd acolo mare spam în comentarii cu la mulți ani Madalina. Dacă vă întrebați ce am aici, m-am lovit acum câteva zile. Sper să-mi treacă cât mai repede, că nu mai suport. Bun, fraților, haideți să intrăm în videoclipul cu greșeli, pentru că am niște greșeli destul de amuzante. Spun eu, după părerea mea, sunt amuzante. Acum nu știu ce să zic, rămâne la opinia voastră. Scrieți-mi în comentarii cum vi se par aceste greșeli și dacă ați observat și voi alte greșeli pe parcursul acestui videoclip, pentru că pe astea le-am găsit eu, astea le-am considerat-o cele mai mari și așa greșeli cele mai amuzante. Dar dacă aveți ceva altceva de spus, spuneți-mi în secțiunea de comentarii. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificare de fiecare dată când postez un videoclip nou. Bun, hai să începem cu videoclipul. Mamă, mamă, stai, nici n-a început și deja am observat o mare greșeală pe care mi-ați sesizat-o și voi în comentarii. Scrie Gami X Medellin pe balans. Scria și în titlu, acum nu mai scrie. Toată lumea mi-a spus: de ce ai scris Medellin? De ce ai greșit? Ești retard? Nu, nu am greșit. Înainte să facem piesa, mi-a spus Madalina: bă, frate, nu-mi place numele meu Madalina. Așa, e prea basic, vrea să zică. Și bine, frate, cum ai vrea să te numești? Medellin, ca așa zic și în piesă. Bine, tată, Medellin. Îi zic continuu Alex: bă, pune acolo Gami X Medellin, nu știu ce, pun în titlu, bla bla bla. Postă în piesa, trec una, două zile și primesc comentarii: bă, cine-i Medellin? Ăsta-i Madalina, nu știu ce. Îmi cer și Shelly: bă, vezi că nu găsesc piesa. Dacă scriu Gami X Madalina, Gami Madalina, nu găsesc piesa. Și zic: bă, ce dracu-i de făcut? Îi zic lui Madalina: bă, frate, măcar schimbă-ți și tu, frate, din YouTube, că avea pe curar Madalina, și pe Vibe, schimbă-ți acolo în Medellin. Și îmi face: nu, eu vreau să rămân la Madalina, nu-mi place Medellin. Mi-a zis și Shelly să rămân Madalina și nu, o să rămân așa. Și îți dai seama că m-am enervat la el, am țipat la el că: bă, cum dracu, mă, acum o zi mi-ai spus să pun Madalina în piesă și acum te-ai răzgândit. Păi da, mă, frate, dar e ok, lasă că apar și așa și în piesă, așa zic, și m-am enervat de n-am mai putut, dar asta e, nu mai avem cum să dăm timp înapoi, a rămas Madalina în titlu pe clip și în titlu pe YouTube a rămas Madalina. Asta e. Clipul mi se pare monstru, sincer. Hola, cum estás? Yo me llamo Medellin. La cadrul ăsta vreau să vă arăt ceva foarte amuzant. A făcut Madalina chestia, ați văzut cât de tare și așa, dar ați văzut că au dat camera. Și știți că a filmat cafea. Cel mai ofticat om din lume, glumesc, cafea, te pup. Așa că hai să vă arăt cum era cafea când i-a stropit Madalina camera. Acum. Hola, cum estás? Yo me llamo Medellin. Fute în gură. Și pauză. Și acolo a urmat: hai, mă, Madalina, mi-au dat camera, ai și tu grijă, mă, frate, haide, mă, Madalina. Tatuaje pe școi ca Yakuza. Trebuia să iau tatuaje pe școi ca Yakuza, doar că n-am mai avut timp și n-am mai putut să luăm tatuaje pe școi ca Yakuza, îmi pare rău. Pe balans. Da, și mie mi se pare că e cea mai mare manea. Aveți dreptate. Asta era și ideea. Antante, cine sare? Pum, 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 restul poți. Antante, ăsta trebuia să fie refrenul și piesa să se numească Antante, doar că nu suna bine pe refren, așa că l-am pus ca un fel de bridge. Mă rog, nici noi nu știm ce e Antante-ul ăsta, dar e mișto, e amuzant. Nu, 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 mergem la vulcan. Știu că am păr la sub braț, doar că acum o să pară că doar că am scuze, dar efectiv eram acolo stresat, nu mai înțelegeam nimic, așa am uitat efectiv să mă rad la sub braț și nici nu m-am gândit că o să tragem un cadru în piscină fără tricou. Așa că am zis: lasă, frate, altă dată. Și da, am realizat mult prea târziu, răul a fost deja produs, îmi pare rău. Vrei să ții Mustang, dar te urci Maxim Pical. Eu bat orice record, ți-ți bate porumb în geam. No, 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 no. Mio es le
trimit prin SMS emoji-uri cu piersicuță ca din iOS. V-ați prins? Gamios, emoji-uri din iOS? Scrieți în comentarii dacă v-ați prins. Prim gacica în Logan, eu mi-o plimb în Mercedes. Dar ce să știi tu de steluțe pe capotă? Că ești doar un mucosea și te șterge cu o bagnotă. Aici trebuia să avem un Mercedes, doar că nu prea am găsit ce căutam, așa că v-am făcut pentru voi special animația asta. Prim gacica în Logan, eu mi-o plimb în Mercedes. Dar ce să știi tu de steluțe pe capotă? Că ești doar un mucosea și te șterge cu o bagnotă. Balans, ține-o pe balans. Cadrul ăsta, cel mai monumental cadru, mi se pare mie, după părerea mea, mi se pare monstru cadrul ăsta. Efectiv l-am făcut din greșeală. General toate fetele stăteau acolo pe marginea piscinei și am zis: stați acolo că stați bine, stați acolo că stați super bine, și am dat două playuri acolo. Și dacă vă uitați atent, era cu una mai multe fete acolo decât aveam noi în videoclip, pentru că una din ele era iubita lui Madeline, care stătea random acolo și n-am mai, dacă se muta ea, trebuia să se mute și celelalte și era stresant, așa că am stat acolo. Puneți-mi în comentarii dacă știți care dintre ele era iubita lui Madeline. Cine ghicește va primi o inimioară de la mine. Ține-o pe balans, ține-o pe balans. Paharele alea de pe barcă erau goale. Ne le-au dat băieții de la bar așa pe... ca să le avem, să ne le învârtim cu ele. Și nu ne-am închisit să punem ceva în ele. Erau goale, doar erau așa de formă. Am venit în forță, nici măcar nu m-ai văzut. Făcut pentru locul 1, am hazul născut. Mult prea fresh, shutting banii cu bani. Stop. Partea asta, inițial, suna altfel. Suna oribil. Toată lumea mi-a spus: bă, partea asta sună oribil. Mie inițial mi-a plăcut, doar că partea asta am făcut-o într-o seară. Era vreo 11-12 noaptea și am zis lui: bă, e prea scurtă piesa, hai să mai găsim ceva. Și mi-a făcut el partea asta care, na, era scurtă și oribilă, dar, na, voia să scape de mine. Cam așa sună. Gamios, Mădălin, trebuie să-ți placă. Pentru cine atacă, schimbă-mi placa, motherfucker. Asta nu e joacă, șerpi iar se neacă. Vor să mă dea jos, le dau să sacă. Toacă, sunt doar vorbe. Ăștia nu au bani nici de ciorbe. Gamios, Mădălin, trebuie să-ți placă. Ești bătut de soartă, ia-ți o șapcă. Partea aia cu șapca era cea mai penibilă parte din orice piesă. Ești bătut de soartă, ia-ți o șapcă. O șapcă. Spuneți-mi în comentarii care parte vi se pare mai șmecheră. Asta prima sau a doua? Mi se pare nașpa rău a doua. Adică aia cu Gamios, Mădălin, trebuie să-ți placă, mi se pare tare. Pentru cine atacă, schimbă în placa, motherfucker, un pic cam cringe. Aia cu ăștia nu au bani nici de ciorbe, aia e cea mai tare strofă, vers, pe care a dat-o oricine vreodată. Ăștia nu au bani nici de ciorbe. Deja le dai, dacă n-ai bani nici de o ciorbă, e clar, i-ai zis-o, l-ai... Ce ai, mă? Nu. Poate o să o folosim în altă piesă. Spuneți-mi în comentarii dacă vreți să folosim asta cu ăștia nu au bani nici de ciorbe într-o altă piesă. Mi se pare hilar, dar ești bătut de soartă, ia-ți o șapcă, e nu. E total greșit. Mult prea fresh, shutting banii cu Batista. Banii ăia erau ca să plătim barca. Da, și i-am zis: bă, Mădălin, dă și mie banii ăia ca să trag cadrul ăsta, că mi s-a părut amuzant că ating banii cu Batista și banii pentru barcă, wow, ce trist. Pe balans. Nu știu câți dintre voi au văzut, dar unicornul ăsta pare că fumează o țigară sau nu știu, e arată super ciudat, este legat cu scotch și prins cu un elastic de păr. De ce? Avem o poveste aici. Pe scurt, l-a spart prostul de Mădălin, dar povestea pe lung e următoarea. Am venit noi aici la piscină, hop, pirilili, tatam, pam, pam, am venit la piscină să filmăm cafea, am montat camera, ne-am luat de băut ceva, pac, 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 am început să umflăm asta, a durat jumătate de oră să umflăm asta. Și vin băieți de la BGS, că în Cosmopolis ai nevoie de brățări ca să stai la piscină, știi? De obicei te verifică în weekend, dar aici era luni și tot au venit, mă rog, a venit băieți de la BGS. Aveți brățări? Nu, n-avem brățări, dar putem să facem rost. De unde sunteți? Cine stă aici? El. Zbâr. Da, eu stau aici. Unde stai? Rog, zice unde stă. Se duce, ia brățări. Apartament îți dă 4 brățări. Nu știu ce a făcut, dar zbâr al meu în 5 minute a venit cu 15 brățări, așa pe mână. Hilar, mi s-a părut hilar. Între timp, că mă rog, nu mai avem voie să filmăm, am fost, am vorbit, s-a rezolvat. Dar a venit o bătrână cu: ce faceți voi aici? Faceți gălăgie? Nu, doamnă, nu facem gălăgie. Dar de unde veniți, că nu ești trend public? Că... am venit să filmăm un videoclip. Dar nu ești trend public, să știți, plecați de aici, noi plătim aici, noi nu știu ce. De vreo problemă, v-am deranjat cu ceva? Da, m-ați deranjat că faceți gălăgie, veniți voi mulți aici și... n-am făcut deloc gălăgie. Eu că faceți gălăgie, veniți, băgați, nu știu ce boli aveți voi, te băgați în piscină pe aici și vin copii, se îmbolnăvesc. Spuneți că avem boli? Nu, dar cine știe ce băgați voi în apă, nu știu ce, și...
ieșim. A venit, a venit creierul zilei. Creierul zilei, Irina Sihota. Uite, fata asta de aici din dreapta, din negru. Dar ați făcut cumva analize la toți locatorii din complex să vedeți, să vedeți dacă au vreo boală? Păi nu, dar ei sunt locatari și ei și plătesc. Ei plătesc aici și au tot dreptul. A, păi deci bolile complexului sunt ok să le băgăm în piscină. Bolile de afară, în schimb, nu, nu, nu. Dar fetițo, că nu știu de ce vorbesc, că nu, 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 nu. Veniți voi aici cu baloane, cu nu știu ce, cu unicorni, cu... Înainte să vină bătrâna, mă rog, a venit de două ori. De fapt, nu, după ce a venit prima dată, a venit o mămică cu un copil mic, dacă poate să urce și el pe unicorn. I-am zis, da, a urcat copilul pe unicorn, au mai venit niște copii, s-au jucat cu baloanele, că mai aveam și bananele alea, s-au jucat cu astea ale noastre, fără stres, știi? A, apropo, noi oricum am plecat acasă fără niciun gonflabil, doar cu unicornul, bananele și ce mai aveam noi, le... Mă rog, și când a venit bătrâna să se ia de noi, nu știu ce, Madalina a luat unicornul și a vrut să-l dea la o parte, l-a băgat fix într-un copac și i-a spart botul, bosule, l-a făcut pilaf. Efectiv, și băieții de la bar, de la piscină, m-au întrebat ce era, frate, cu baba aia, ești nebun la cap. Mă rog, oricum, oamenii de la administrație au fost super înțelegători, super de treabă, le mulțumim. Vreau să le mulțumesc și în videoclipul ăstora oamenilor de la Cosmopolis, că au fost super drăguți cu noi și că ne-au lăsat să filmăm toată ziua și așa peste tot. Sunteți cei mai tari și dacă mai avem nevoie de filmări, sper că ne mai primiți și sper că nu v-am deranjat. Țină pe balans, țină pe balans. Țină pe balans, țină pe balans. Vă provoc, vă provoc. Facem o provocare pe Instagram. Vă provoc pe toți să faceți un dans mai amuzant decât al nostru pe refren, pe partea asta. Vă provoc să faceți un dans amuzant pe Instagram. Faceți story, dați-mi tag, eu vă repostez și cine face cel mai amuzant dans, nu știu, va primi ceva, va primi ceva, o să mă gândesc, un premiu foarte șmecher. Hai să facem acest concurs și nominalizez 3 youtuberi la acest challenge. Nominalizez pe Madalin să facă pe story, pe Shelly și pe Zbâr. Vreau să faceți un dans amuzant pentru refrenul ăsta și să-l puneți pe Insta story și vă provoc și pe voi să faceți același lucru. Pentru că mi se pare super hilar, mai ales pentru că noi efectiv la filmări nu știa nimeni ce să facă pe părțile alea. Adică eram toți așa, așa, nu înțelegea nimeni pentru că nu era niciun dansator acolo. De unde să știm ce să facem pe partea aia? Că noi nu știm să dansăm, n-am făcut nicio coreografie, nu știm de astea, știi? Oricum, fraților, cam asta a fost și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul al de like, să strângem foarte, foarte, foarte multe like-uri pentru că mai am pregătite pentru voi super, super multe clipuri tari. Și nu uitați să apăsați pe clopoțel să fiți notificați de fiecare dată când postez un videoclip nou. Să vă uitați la piesă dacă nu v-ați uitat, să lăsați un comentariu cu ce vreți voi și la piesă și la acest videoclip. Eu am fost Gami, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!